Dragilor, Bitcoin pompează agresiv. Astăzi învățăm 4 principii destul de urgente pentru 2024 în zona cripto, de avut în vedere și de cântărit pentru anul acesta. A dat năvală 2024 peste noi, prieteni. La mulți ani tuturor, să avem un an nou plin de prosperitate și de perspectivă, de binecuvântări, pentru că se pare că Bitcoin îl începe în forță. Nu uitați să apeși chiar acum butonul de like pentru că ajută foarte mult munca pe care o facem aici și îi gratis. Mai avem o săptămână până la decretul AC. Păi, până la decretul ETF-urilor Bitcoin. Iar acesta răspunde pozitiv. De fapt, nu m-am îndoit de noi maxime pe BTC și știți, pentru că vorbesc de asta constant de luni de zile și v-am spus toată luna decembrie a anului precedent că urmează creșteri. De ce? Pentru că în urma analizei, din punct de vedere al probabilităților, să avem noi higher highs pe Bitcoin era mult mai evident decât să mergem în 38.000, poate 36.000, despre care au discutat atât de mulți că s-ar putea să le retestăm. Avem totodată o rezistență acum pe la 45.500 de depășit. E bine, dacă o depășim, mergem în 48.000, poate chiar 50.000, de unde cred că o să ne luăm un mic reject, cel mai probabil până în 44.000, să stabilim acolo noul suport și să preluăm iarăși lichiditate pentru a ne continua ascensiunea. Grijă și la altcoin-uri. Urmează creșteri și pe ele, cel mai probabil după ce BTC consolidează peste range-ul de la 45.000. Ele oricum au crescut, dar mai au de împins în urma consolidării prețului Bitcoin. Vreau să mulțumesc colaboratorului nostru oficial Prime XBT. Aveți un link în descrierea clipului să mergeți să vă înscrieți pe acest exchange. De ce? Pentru că au comisioane foarte bune, zero comisioane pe Forex, ceea ce mi se pare wow, pe Futures, pe Solana. Sunt cele mai mici comisioane de tranzacționat pe acest activ din industrie, sunt chiar mai mici decât pe Binance, ceea ce reprezintă pentru mine un plus valoare, pentru că vreau să tranzacționez acest token și să profit de val. Din nou, link în descrierea clipului să vă înscrieți pe exchange-ul celor de la Prime XBT și eu tranzacționez pe el și pe Binance, dar vreau să mă diversific. Îmi place foarte mult și a început să-mi placă tot mai mult Prime. Nu doar pentru că e colaboratorul nostru aici, ci pentru că efectiv este un exchange foarte friendly și îmi place. Înainte să mergem înspre informațiile de astăzi, să vedem ce să avem în vedere, vreau să mă asigur că ai dat un like și ai stimulat algoritmul, pentru că este gratis și ne ajută în schimb mult. Salutări abonaților, vă apreciez și vă respect. Salutări tuturor celor care sunteți noi. Am observat că sunteți mulți care mă urmăriți deja de ceva vreme, dar nu sunteți abonați și aș aprecia să o faceți. Dacă nu mă cunoști, sunt Robert Grecu, antreprenor și investitor, iar de peste un an dezvolt platforma educațională Grecu Capital. Restul o să le mai prinzi din mers. Grecu Capital este un loc fain unde poți să crești, să înveți, să te educi și te investești în educația ta în zona asta. Orice discutăm aici nu constituie sfaturi investiționale, ci este studiul meu pe baza analizei pe care o fac. Piața cripto e riscantă, știi povestea. Volatilă, nebună și dacă nu o stăpânești, risci să pierzi bani. Hai să ne întoarcem la narativele noastre. 1. Nu m-am îndoit în ultimele luni, mai ales de la finele anului 2023, deloc de direcția Bitcoin. Și când foarte mulți avertizau despre zona de la 38 respectiv 36.000, nu dădeam o prea mare importanță, mai mare decât zonele alea o aveau în realitate. Pentru cine are dubii, să dea scroll la mine pe Twitter și să citească postările și să se uite la materialele din decembrie de aici, de pe YouTube, pe parcursul întregii luni, pot să spun așa, cu mare încredere, pentru că v-am spus cam ce urmează. 2. Greșeala noastră este că nu luăm în considerare prea mult ciclurile și uităm că am stat sute de zile într-un bear market și într-un dezinteres total față de zona cripto. Credeți că nu a fost suficient cât am stat în bear market? Acum, înțeleg că bear market-ul a provocat traume și reverberații în mințile și oaleturile multora, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne repoziționăm și să ne regândim strategia pentru a identifica oportunitățile. Eu ce vă zic? Tratează trauma, da? Bun venit în prezent și bun venit în noile oportunități. Acum, și cel mai mare urs din lume trebuie să-și calculeze bine probabilitățile ca să nu rămână în peșteră o viață. Punctul numărul 3, foarte important. Piața în bull market, v-am mai învățat, crește mult și corectează mai puțin. Obișnuiți-vă cu asta. Dacă ne ușurăm contra vântului, ne stropim și ne costă bani. Suntem în faza de markup. V-am învățat și fazele.
ce constituie ele. 4. În ciuda punctului numărul 3, despre care am discutat, cred că anul 2024, dacă respectăm ciclurile ca și până acum, o să ne mai aducă o corecție pe Bitcoin și pe alți, mai mare. Atenție, nu foarte mare, am spus doar mai mare. Și nu sunt sigur dacă înainte sau după halvingul BTC-ului, dar o să vină. Acel moment o să provoace iar dubri cu privire la cripto și mulți cuprinși de panică o să intre pentru o vreme în zona aia de disbelief. Cu toate acestea, mai cred că după aceea o să vedem iar gains, iar pump de proporții și cel mai probabil noi maxime pentru Bitcoin și pentru altcoin-uri. Poate pentru altcoin-uri prin 2025, pentru Bitcoin chiar anul ăsta. Nu uitați, frica, zona de neîncredere, incertitudinea, apar din lipsa de opțiuni. Când începem să adăugăm opțiuni pe lista noastră, frica și incertitudinea dispar. Opțiunile le adăugăm prin studiu. Mereu când sunteți nesiguri de ceva, amintiți-vă că puteți controla asta adăugând opțiuni pe lista voastră. Pentru asta e nevoie să studiați. E bine să rămânem prudenți, evident, dar și conștienți de oportunități, pentru că există. Să ne mărim lista, dragii mei, de opțiuni zilnic. Încă o dată să aveți un an nou incredibil, super binecuvântat, plin de perspectivă. Cântăriți narativele pe care le-am expus, trimite clipul ăsta să-l vadă și un prieten. Nu uita să te dai un like, să te abonezi, să zdrângă clopoțelul ca să fii notificat atunci când postezi și nu uita să mergi să mă urmărești poate și pe celelalte rețele. Dacă vrei să aprofundezi mai mult, ai un link în descriere, să mergi să te înscrii în ecosistemul nostru în Grecu Capital și la noi pe site găsești cursul de cripto, 7 cursuri într-unul singur, unde poți să aprofundezi, să iei lumea asta la puricat și să începi cu adevărat să faci bani. Mă înclin cu drag, Robert.